După ce să scape acolo Camara, s-o pune bine Cristea. Brown. Costache, centrare și e golul lui Suzanzi. 2-2. A fost faltat oricum Ionită, că era oricum penalti. 2-2, egalează Dugandzic. Cerroni a rămas întins pe gazon, însă Dugandzic face dubla în Giulești. Este 2-2, minutul 82. VAR de acolo pe tabelă mare. Să vedem ce VAR. Vom vedea cât de multă dreptate are Cerroni. După pleacă de la această recuperare, ok. Un offside pe aici, pe undeva. Aici nu e. Niciun caz offside. Aici. Aici e problema. Și eu am crezut că e penalti lui Ionită, putea să fie invers. Aici fie e problema, vom revedea. Complicată fază. Daniel, dar acum foarte complicată fază. Cerroni n-atinge mingea, nu știu, nu, este gol. Este gol și rapidul își face o șansă la egalitate. 2-2, vom avea un sfert de oră aproximativ foarte, foarte intens. Peste 10 minute cu siguranță.